Dragii noștri cititori, iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Pastile de înțelepciune pentru a avea o viață fericită, pentru a avea o viață împlinită. Și astăzi este alături de noi Daniela Irimia, business coach, trainer și vorbim despre o carte, hai să-i spunem, pe cât de relaxantă. Ne-o și arată la cameră, o carte pe cât de relaxantă, pe atât de ușor de citit, dar și foarte motivantă, să-i spunem. Este vorba despre Oscar Wilde pentru blazați, 99 de pilule de înțelepciune pentru fericirea de aici și acum. O carte publicată de scrisă de Alan Persie și publicată în colecția Colibri a editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu. Scriitor, poet, dramaturg, cumva un critic profund și acerb al societății și al vremurilor sale, hedonist sensibil în fața frumuseții. Acesta a fost Oscar Wilde, un bărbat maestuos ca un păun regal, condamnat la infernul de a trăi într-o epocă în care adevărul lui trebuia să rămână cumva ascuns. Autorul prezentului volum a extras 99 de perle, le-am putea spune, de înțelepciune ale acestui autor faimos pentru a ne învăța că frumusețea, atât cea interioară, dar și cea exterioară, este făcută pentru a ne bucura de ea. Iar dacă ne refuzăm pasiunile și bucuria, este ca și când ne-am smulge practic aripile, iar visurile noastre sunt făcute pentru a fi trăite. Daniela Irimia, o carte interesantă, o carte din care face parte din această frumoasă colecție Colibri, plină de titlurile lui Alan Persie, un coach, trainer. Ce te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor, eu aș spune cititorilor mai tineri, pentru că este o carte într-adevăr ușor de citit și este și o carte motivațională. Este o carte care te face cumva, hai să-i spunem, să vezi jumătatea plină a paharului și să te, să poate din orice circumstanță, din orice context, din orice situație de viață, să vezi cumva oportunitatea, adică exact acea jumătate plină a paharului. În primul rând îți mulțumesc că m-ai provocat să citesc cartea. O aveam în bibliotecă de vreun an de zile. Recunosc că a luat-o soțul și prima dată când am văzut, ce fac cartea asta? Și când mi-ai spus, tu mi-ai scris o săptămâna trecută, bă, păi o am, hai să o văd. Și un weekend am fost la munte și ce carte puteam să iau cu mine? Ok, am luat-o pe asta. Recunosc că am citit în mașină, am citit așa printre, până veneam masa la restaurant, printre picături, știi? Am savurat-o și tu ai spus că e bună pentru tineri. Eu zic că e bună pentru toată lumea, tocmai pentru că eu tot spun și la voi aici și cu multe alte ocazii că citesc preponderent cărți grele, cărți complicate de psihologie, cu să înțeleg ce e în spate. Mă, dar uneori avem nevoie pur și simplu să ne relaxăm și să luăm pastilele astea, care nu fac altceva decât să ne reamintească într-un mod plăcut, că de asta mi-a plăcut foarte mult cartea, că este pe alucuri. E haioasă, e profundă, e înțeleaptă, e actuală, deși citatele cele 99 ale lui Oscar Wilde au deja 100 și ceva de ani. Am savurat-o și da, sunt pastile de înțelepciune pentru a ne bucura mai mult de viață, de ziua de azi, de oportunități, ne împinge un pic de la spate să fim curajoși. Și ăsta este un alt lucru care mi-a plăcut. Să fim curajoși să, da, să îmbrățișăm viața cu toate cele, să, cum spune el, să ne lăsăm și pradă tentațiilor, că dacă stăm numai așa să facem doar ce este politically correct, ne trăim la finalul vieții că ce-am făcut, am trăit politically correct, dar nu am făcut lucrurile alea care mă să ne facă să simțim că da, merită să trăiești.
Și mai bine să-ți pară, cum să zic, decât să-ți pară rău că după nu ce ai nu făcut ai ceva. Făcut, mai bine după ce Mai exact, mai bine îi lasă că am testat-o și pe aia, mi-am luat lecțiile de rigoare și mă bucur mai departe de proces. Deci, eu recomand cartea așa de weekend, de relaxare, de motivare și inclusiv de cultură generală, că uite, spre ignoranța mea, exceptând două opere ale lui Oscar Wilde, eu n-am intrat în profunzime despre viața lui și mi s-a părut foarte fain, așa că, da, să ai curajul să trăiești conform propriilor tale valori când societatea te pune la zid și să ai curajul să fii vocea aia critică a societății sau a vremurilor în care trăiești, mie mi se pare foarte, foarte fain. Lucru pe care și noi în ziua de astăzi ar trebui să ne asumăm și curajul ăsta. Să nu luăm totul de-a gata doar pentru că așa se face. Deci o carte pe care ai recomanda-o cu drag. Sigur, sigur, sigur. Și foarte, foarte sincer, așa, adică am și recomandat-o pe pagina mea sâmbătă sau duminică în timp ce o citeam, pentru că chiar e... A venit așa, măi, la momentul potrivit. Pe de altă parte, cred că anul ăsta mi-a și spus că anul ăsta permit ca lucrurilor să vină către mine. Și atunci eu chiar primesc, așa cum recomandă și el în carte, chiar primesc tot ceea ce vine către mine și am plăcuta surpriză să văd că e ce trebuie când trebuie. Așa că, dacă ca și mine o aveți prin bibliotecă poate de un an de zile, dar n-ați pus încă mâna pe ea, vine momentul oportun când o să facă click. Da, uite, asta mă mai gândeam la un lucru interesant pe care l-am mai experimentat și l-am mai trăit de câteva ori și mi s-a părut foarte interesant. Și uite, acum chiar așa mi-a venit să-l împărtășesc cumva cu tine. Să nu forțăm anumite lucruri să se întâmple. Probabil că în decurs de un an de zile nu a fost momentul să citești această carte. A venit această campanie, ți-am scris eu, tu te-ai gândit la carte, uite pe asta o am, ce-ar fi să o citesc? Și probabil că ăsta a fost momentul, după un an de zile, momentul prielnic. Băi, ca să facem această discuție, uite, mă mobilizez să citesc această carte, este și ușor de citit, nu are nici foarte multe pagini. Și atunci, și mi se pare interesant lucrul ăsta, să lași lucrurile cumva să se întâmple. Ce vine spre tine să primești cu inima deschisă și să nu te cramponezi cumva de un anumit timp al lucrurilor. Adică să te pui în asonanță, ca să zic așa, sau în rezonanță cu ceea ce vine spre tine, fără să te gândești, nu, lucrul ăsta trebuie să se întâmple acum pentru că așa consider eu. Așa, exact, așa mi-am pus eu acolo pe to-do list. Uite și cred că pandemia asta ne-a învățat că planificarea aia rigidă nu duce niciodată nicăieri și ne ajută să fim flexibili și să... Nu înseamnă că nu fac nimic și stau să-mi pice pară mălăiață. Deci fac niște pași, dar fără am încrâncenat de rezultatul final și să mă bucur de proces. Și atunci, da, lucrurile se întâmplă la momentul lor. Într-adevăr, fac și eu niște pași să le ajut să se întâmple, că aveam cartea bibliotecă, altfel nu venea curierul după o zi pe alta. Dar sămânța a fost plantată și la momentul oportun a înflorit. Uite, vroiam să citesc că mi-am marcat aici câteva pilule din astea faine. Chiar te rog. Una dintre ele este că trebuie să simpatizăm tot timpul cu bucuriile vieții. Cu cât vorbești mai puțin despre necazuri, cu atât mai bine. Asta apropo de, la fel, situația asta prin care trecem cu toții acum, unde prea mulți oameni din jurul nostru se plâng și, aoleu, că stăm prea mult prea acasă, că nu ne mai întâlnim cu prietenii, că riscăm să ne îmbolnăvim și rămânem blocați în fricile noastre și în necazurile noastre și nu vedem
bucuriile de lângă noi. Adică, nu știu, poate vezi că nu vezi oportunitatea de a petrece mai mult timp cu familia. Timp de calitate, atenție, că aici nu înseamnă că stăm pe canapea și uităm toți trei la aceeași emisiune, ci că putem să facem împreună lucruri. Să schimbăm, cum îmi place mie să spun, să purtăm ochelarii roz ai optimistului. E o alegere. Deci să ne mutăm focusul de pe probleme, că le avem cu toții, sunt inerente, dar să mutăm focusul pe lucrurile pe care, asupra cărora avem control și de care putem să ne bucurăm. Mai citesc de aici. Uite, despre bani. M-am amuzat asta pentru că săptămâna trecută am avut un curs despre bani. Banii sunt ca gunoaiele. Dacă se îngrămădesc, mor. Da. Și mi s-a părut haioasă. De asta zic că eu am savurat cartea pentru că a fost și înțeleaptă și este și înțeleaptă și haioasă. Banii sunt energie, banii sunt făcuți să circule. Și tot în contextul actual, zic că cartea mi-a făcut foarte mult click, tot în contextul actual unde de frică stăm pe bani, nu ne mai facem plăceri, nu mai citim, nu mai dăm bani pe cărți, de exemplu, sau cumpărăm experiențe, că o să vină sfârșitul lumii. Banii sunt energie, sunt făcuți să circule pentru a ne aduce satisfacție, pentru a ne aduce bucurie. Bucurie care nu trebuie gândită doar acum pe termen scurt, și pe termen lung. Și fac de nou referire la carte. Dacă am citit o carte, mă bucur de ea în momentul în care am citit-o și na, o citești în câteva zile, plus după aia că faci revenire. Și investiția în educație e întotdeauna pe plus și e binevenită. Creează-te pe tine însuți și propria ta poezie. Alt lucru care mi-a plăcut foarte mult și în care cred foarte, foarte mult, suntem creatori de posibilități, dacă ne asumăm responsabilitatea asta. Și da, putem să ne scriem propria poezie, să ne scriem propria viață, să ne scriem propria operă de artă, pentru că avem capacitatea asta. Ce am mai citit eu pe aici mi-a plăcut? Alt lucru aici, așa foarte feminin. Se comportă ca și când ar fi frumoasă. Asta este secretul farmecului ei. Da? Se comportă ca și cum ar fi frumoasă. Și asta este farmecul. Și fac trimitere mai departe către încrederea în sine și atitudinea care, de fapt, îl face pe interlocutor, îl face pe partenerul tău de discuție, de viață, de business, de orice, să vadă în tine ceea ce tu vezi în tine. Deci nu ține atât de mult de, nu zic, exterior cât de interior. Da, exact, de interior și de cum îți porți tu toate calitățile. Pentru că fiecare dintre noi avem o listă de lucruri bune și lucruri mai puțin bune. E, putem să ne încrâncenăm că nu sunt așa, 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 sau din contră, că sunt, nu știu, că sunt haioasă, că sunt veselă, că sunt cu zâmbetul pe buze. Depinde foarte mult de noi ce vrem să arătăm lumii. Deci să ne comportăm ca și cum ar fi. Și atunci oamenii vor veni către noi. Deci, na, încă o dată, chiar recomand cartea din tot sufletul, cu pastile de înțelepciune. Și uneori avem nevoie doar de pastile ca să ne reamintim că, până la urmă, nu e nimic nou, nemai citit, nemai întâlnit. Nou sub soare. Exact, nu e nimic nou sub soare. Dar, cum repetiția e mama învățăturii și prin repetiție ne reprogramăm într-un mod pozitiv sau negativ, eu zic să alegeți să vă reprogramați într-un mod pozitiv cu această carte. Interesant așa, pentru că toate cărțile lui Alan Percy sunt formate așa din capitolașe de câteva pagini și fiecare are ca titlu, fiecare capitol un mesaj, aș putea spune, un mesaj motivațional. Și mă gândeam așa să-ți faci o listă din aceste cărți și în fiecare dimineață, la cafea să presupunem, să-ți spui tu ție însăți, să-ți spui un astfel de citat.
care să te motiveze în ziua respectivă. Sau dacă este un mesaj, să spunem, de recunoștință, lucru la care iarăși țin foarte mult, să-l spui și la sfârșitul zilei. Să La sfârșitul mulțumești, zilei, da. Să mulțumești pentru ceea ce ți s-a întâmplat pe parcursul zilei respective, indiferent Corect. Dacă au fost și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar să vii cu recunoștință la finalul zilei. Și eu recomand în toate ședințele mele cu toți clienții mei și le explic de fapt că cum și funcționăm, că creierul nostru are nevoie de mici recompense. Da? Să îi aduce aminte acolo că e o bombonică. Ei, bombonicile astea pot fi pastilele astea motivaționale. Pot fi mesaje pe care noi avem nevoie să le încorporăm, să le asimilăm. Poate că nu am încredere în mine că pot să fac nu știu ce. Și asta e o credință limitativă. Pot să o rescriu într-un mod pozitiv, la modul că am încredere că nu știu, am succes cu afacerea mea. Am încredere că și fiecare ce are nevoie să pun acolo. Și să-și repete ca o mantră acest lucru. Și din viața de zi cu zi, băi, lipește-ți post-it pe geam la baie, pe frigider, îți pui wallpaper pe laptop, orice, astfel încât să faci o baie, să faci o infuzie cu nou mesaj pe care tu ai nevoie să-l incorporezi. Bilețel în portofel, peste tot, pentru că uităm, intrăm în rutina de zi cu zi și revenim la tiparele mentale cu care suntem obișnuiți. Dar dacă am grijă să-mi tapetez tot mediul cu mesajele pe care vreau să le încorporez, vreau să le bag acolo în mintea mea subconștientă ca apoi să-și facă efect în viața reală, pune-le peste tot. Și eu garantez că funcționează. Funcționează. La început o să ți se pară, a, chip și prostia asta. Dar după 30 de zile în care vrei, nu vrei, te lovești de acel mesaj și el pe nesimțite o să treacă în mintea subconștientă. Și după aceea te trezești că, oare când s-a întâmplat minunea? Ei, minunea s-a întâmplat când tu poate nu erai atent, dar ochii noștri înmagazinează tot, așa cum și urechile înmagazinează tot. Asta vis-a-vis de mantre și da, de exerciții de recunoștință pe care și eu îl recomand și cred că și în video cu tine, că l-am spus de foarte multe ori, că este un exercițiu extraordinar de bun spre a ne învăța să vedem fericirea, să vedem oportunitățile din viața noastră. Deci da, e bună și ideea ta cu pastiluțele pe care să ne le facem singuri. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Daniela Irimia, business coach, trainer, despre cartea Oscar Wilde pentru blazați, 99 de pilule de înțelepciune pentru fericirea de aici și de acum, o carte scrisă de Alan Percy, publicată în colecția Colibri a editurii Herald și care face parte din campania online Pastile de Înțelepciune pentru o viață împlinită, pentru o viață fericită, desfășurată pe site-ul editurii, dar și pe pagina oficială de Facebook. Toate materialele cu invitații noștri le puteți găsi pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Vă mulțumim foarte mult cu recunoștință, iată că tot vorbeam despre recunoștință. Vă mulțumim cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi, vorbind despre această carte, Oscar Wilde pentru blazați, de Alan Percy. Mulțumim și Danielei Irimia. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Lectură plăcută!